Gripal, când sute de elevi din toată țara au lipsit de la oră, învățătoare care predă la un liceu privat din București a găsit o metodă pentru a pierde cât mai puțin din materie cu ajutorul Google. Dascălul a putut să țină zilnic legătura cu elevii, să le trimită ce a predat la clasă, să le traseze sarcini și chiar să le corecteze temele. Vreau să ne amintim de perioada în care ați mai lipsit de la școală, când ați fost bolnăvioși. Da. Perioada aceea în care eu vă trimiteam acasă temele. Da. Cum v-a fost ca să le lucrați acasă? Ușor. Cum vi se pare să lucrați cu... Foarte interesant. Maria Bondoc este învățătoare la un liceu privat din capitală. Îngrijorată de numărul mare de copii care lipsesc din cauza gripei, s-a gândit la o metodă simplă, dar atractivă, pentru a ajuta pe cei mici să țină pasul cu colegii prezenți. Aplicația se numește Google Classroom, iar copiii au instalat-o și pe telefoane și pe tablete. Această aplicație îmi permite să notific părinții din momentul în care eu trimit ceva spre rezolvare. Asta e foarte important. În orice clipă, părinții știu ce lucrează copiii aici. Fie că nu și-au efectuat tema, fie că au primit o temă spre rezolvare. Îmi permite să dau feedback, să spun dacă a făcut bine sau nu și unde a greșit, să dau o sugestie de rezolvare. Câte zile nu ai fost la școală? O săptămână sau 10 zile. Febră vreo 40. De 40 n-am mai crescut. Ai făcut lecții cât timp ai fost bolnăvior? Da. Cum? Păi, doamna ne trimitea pagina în classroom și eu primeam notificare și ne scria, vă rog să rezolvați această fișă. O scriam răspunsurile pe foaie și pozam. Ce ai făcut o săptămână acasă fără școală? Nu știu, am avut febră, m-am cam plictisit și când mi-am mai revenit am mai... lucrat la classroom. Cum putea doamna să te explice nefiind lângă tine? Păi, poate să-mi trimită un comentariu și să îmi trimită problema înapoi, să o mai fac o dată. Dascălii spun că orice zi cu mulți absenți le face munca de două ori mai complicată. Este un mijloc atractiv și pentru elevi și pentru profesori și eficiența lecției crește. Se comunică direct cu elevul sau îi se poate face un program diferențiat fiecăruia. În școlile de stat, grupurile de pe rețelele de socializare rămân salvarea. Profesorii vor face de așa natură încât să recupereze orele respective, împărțind poate materia pe mai multe ore, sau probabil vor fi și școli care vor recupera în zilele de sâmbătă. Eu am crescut într-o zonă rurală și atunci trebuia să meargă la poartă, să strige, să ne dea temele, să era foarte greu. În comparație cu copilăria noastră, pot să spun că este diferență de la cel la pământ.